prin circ și limbaj de mahala. Băsescu confundă Parlamentul cu cârciuma Golden Blitz. Va pleca de aici în șuturi la Golden Blitz. M-am săturat de bețivul ăsta nenorocit. În gloata iscată de coșmarul generat de punctul 8 din proclamația Timișoarei, fanii PCR-ului gândiți de Ceaușescu transpiră. Transpiră, urlă și caută culpavi răzbunare. Printre guralivii ce vor ne-a atins comunismul, poetul Corneliu Vadim Tudor, prin 1981, muza și slugărnicia l-au făcut pe Vadim să scrie. El steagul de foc tot mai sus l-a ținut. Astfel și-a urmat Ceaușescu destinul, cu o dragoste vie de oameni în piept. Astfel nu mai miră pe nimeni că astăzi e falnic, stejar și cârmaci înțelept. Sau... Elena Ceaușescu, omul ce întruchipează pe vecie femeia acestei nații, atât de plină de virtuți, mândrie, cinste, frumusețe și monument de hărnicie. Istoria l-a contrazis acum 17 ani. Și totuși, pentru unii, nimic nu se schimbă. Ivan, regele al dracu de Golani, a stocat miliarde de dolari din țara asta și tot mai vreți. Pentru compleșitoarea majoritate a populației a fost însă vorba de o existență trăită sub teroarea directă, ori indirectă, din care noțiunea de libertate dincolo de saltimbanci și de ciudați, dincolo de idoli pripășiți în iad și dincolo de nătângi disperați, se întinde respectul. Respectul celor ce cred în libertatea căpătată pe străzile însângerate ale Timișoarei lui 1989.